De râde pe Iași, prin secția Drumuri Naționale, Suceava vine în sprijinul refugiaților din țara vecină prin montarea de indicatoare de orientare rutieră în limba ucraineană pe rețeaua de drumuri naționale din administrare. Concomitent, la nivel național, CNAIR pune la dispoziție o hartă interactivă a culoarelor de tranzit pentru refugiații ucraineni către statele vecine, Ungaria, Serbia și Bulgaria, accesibilă prin cod QR.